Bună ziua, copii! Sunt din nou cu voi, Natalia Barbarova, profesoară de limbă și literatură română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Vă salut din nou la o lecție de limbă și literatură română pentru clasa a patra. Subiectul lecției de astăzi este mama și balaurul. Noi, la lecția de astăzi, vom vorbi despre relații în familie. Mai întâi de toate vă propun să vedem ce vom face astăzi. Astăzi vom învăța cuvinte noi, vom citi o poveste, vom răspunde la întrebări, vom reține unele structuri gramaticale și vom exersa în baza celor învățate. De aceea pregătiți toate necesare pentru lecția de astăzi și să începem. Mai întâi de toate, vă propun să examinați unele imagini. Cine pe cine îl ajută? Sunt niște imagini în care sunt niște responsabilități în familie. Examinați aceste imagini și răspundeți. Cum îți ajuți familia? Vedem că copiii sunt întotdeauna alături de părinți și împreună cu ei spală, stropesc, strâng jucăriile și așa mai departe. Dar pentru a răspunde la aceste întrebări, vă îndemn să vedem mai întâi următorul nostru subiect gramatical. Observați și rețineți, avem rubrica mură în gură. Examinați cu atenție aceste două colonițe în care vedem verbele cum își schimbă forma. În prima coloniță vedem verbele care răspund la întrebarea el ce face? Acum, la prezent, ce face? Sau ea ce face? El ea citește, el ea desenează, el ea șterge, spală, scrie și sedește. Dar cum își vor schimba terminația? Verbele atunci când noi vom adresa o altă întrebare. Ce vrea să facă? El ea vrea să citească. El ea vrea să deseneze. El sau ea vrea să șteargă. El sau ea vrea să spele. Vrea să scrie și vrea să sedească. Vedem că apare conjuncția să. Dar să examinăm următoarele două imagini și să vedem propozițiile potrivite pentru ele. El citește o carte interesantă. Acțiunea se petrece acum, în prezent. Ea vrea să citească o carte interesantă. Înțelegem că acțiunea este posibilă în viitorul apropiat. Deci ea dorește sau vrea sau poate să citească. Între aceste două verbe, între două acțiuni, apare conjuncția să, care le unește. Deci sunt două acțiuni posibile în timpul apropiat. Să vedem și să reținem. Înainte de această conjuncție, de regulă, este un verb. Vrea să citească. Trebuie să citească, poate să citească sau dorește să citească. Rețineți, vă rog frumos, aceste structuri și aceste verbe care vă vor ajuta să alcătuiți în continuare propoziții și să exersați la lecția de astăzi. Pentru aceasta am să vă rog să deschideți caietele și vă îndemn să exersăm împreună. Avem niște imagini care vă vor sugera ce fac eroii noștri sau ce doresc să facă. Eu am să vă adresez niște întrebări care vă vor ajuta să scrieți în caietul vostru de lucru propoziția corectă. Elena scrie un exercițiu. Ce vrea să facă Elena? Scrieți în caietul vostru de lucru propoziția transformând-o.
într-o acțiune care este posibilă în viitorul apropiat. Ana ude florile. Ce dorește să ude Ana? La fel, această propoziție încercați să o transformați. Dacă sunteți gata, putem să verificăm. Deci, Elena ce vrea să facă? Vrea să scrie un exercițiu. Dar Ana ce dorește să facă? Ana dorește să ude florile. Subliniați terminațiile acestor verbe și rețineți cum își schimbă ele terminația. În continuare, mama spală vesela, adică mama este ea, dar să vedem ce poate să facă Sânduța. Sânduța poate să spele vesela cu mama împreună. Verificați dacă anume așa ați scris. Nicușor șterge praful. Ce trebuie să facă Nicușor? Nicușor trebuie să șteargă praful. Bine. Ca și orice copil care este cu minte și ascultător, el își îndeplinește toate obligațiunile. Copii, verificați aceste propoziții și corectați în cazul în care ați comis unele greșeli. Acum am să vă îndemn să alegeți emoticonul potrivit faptului cum ați realizat sarcina. Ați avut mai multe greșeli? Ați comis doar unele greșeli sau v-a reușit totul? Nu ezitați să corectați și să învățați această regulă. În continuare, am să vă rog să trecem la textul nostru de astăzi și am să vă îndemn să deschideți vocabularele voastre, fiindcă astăzi noi vom citi o poveste. Pentru a înțelege sensul acestei povești, va fi nevoie să scrieți și să învățați cuvintele noi. În imagine avem un balaur. Balaurul este un animal mare din poveste. Soarele care l-a văzut pe acest balaur, el s-a uimit, s-a minunat, adică putem să spunem chiar și s-a speriat. Deci avem cuvântul s-a minunat, sinonim cu cuvântul s-a uimit. În continuare, următorul cuvânt este dragoste, care este sinonim cu cuvântul iubire. Vedem în imagine unde mama își mângâie un copil. Deci, între mamă și copil este o dragoste enormă. La fel, de la cuvântul dragoste se formează verbul a se îndrăgosti. Acești tineri s-au îndrăgostit și ei doresc să facă o nuntă. Avem cuvântul nuntă. În următoarea imagine avem un băiat care a găsit o omidă. Antonimul cuvântului a găsit este a pierdut. Acest băiețel a deschis o ușă. El a intrat în casă sau în apartament și el a ieșit. Avem aceste două cuvinte care sunt opuse. Sensurile lor sunt opuse. A intrat, a ieșit. Nu uitați să notați toate aceste cuvinte în vocabular. Acum să generalizăm și să vedem dacă toate cuvintele au fost scrise în vocabularele voastre. Balaur, zmei, nuntă, svadba. Avem antonimele, a găsit, nașol, a pierdut, потерял, a ieșit, вышел, a intrat, зашел. Și sinonime, dragoste, любовь, s-a minunat, s-a uimit, удивился. Rețineți aceste cuvinte
și nu uitați să le învățați. Pentru a cunoaște mai bine cuvintele noi, de regulă alcătuim propoziții sau un binar de cuvinte. Astăzi eu vă propun deja niște propoziții alcătuite, dar care nu sunt complete. Sarcina voastră este să completați aceste propoziții cu cuvintele noi învățate. Imaginile respective vă vor sugera care este răspunsul sau cu ce trebuie să completați propozițiile. Sânduța citește o poveste despre. Deci găsiți imaginea care se potrivește cel mai bine acestei propoziții și completați. Între mamă și copil este o mare. Ce este între ei? Nicușor, ce face în casă? Apoi, ce face afară? Andrieș, ce a făcut în pădure o insectă? Deci toate aceste cuvinte le aveți în vocabularele voastre. Am să vă rog să le completați și să scrieți propozițiile în caiet. În continuare vom trece la lectura textului. De aceea, faceți-vă comod și ascultăm cu atenție. Era odată o femeie care avea un fecior. Au trecut ani și băiatul a crescut mare. A găsit el o fată și se pregăteau de nuntă. Într-o bună zi, când se ducea spre casa fetei, a ieșit din pădure un balaur și l-a oprit pe băiat. Stai, băiete, am să te mănânc. Dacă e așa, atunci așteaptă să spun câteva cuvinte soarelui, vântului și pământului. Băiatul a cerut ajutor soarelui, vântului și pământului, dar ei nu l-au ajutat. Și atunci a cerut ajutor de la mama sa. A venit mama băiatului la balaur. Bună ziua, balaure! Dacă nu mă salutai, te mâncam? Oprește-te! Tu vrei să mănânci băiatul, dar el e tânăr și are o viață înainte. Mai bine mănâncă-mă pe mine! S-a minunat balaurul. Încă nu mi-au văzut ochii și nu mi-au auzit urechile una ca asta. Astăzi am aflat și eu cât este de puternică dragostea de mamă. Iată așa balaur minunat și foarte uimit de fapta mamei. Copii, am să vă îndemn să recitiți textul și să putem să răspundem la întrebările care urmează. Dar mai întâi de toate, după ce veți reciti textul, am să vă rog să răspundeți. Cine totuși l-a ajutat pe băiat? În continuare, vă prezint niște întrebări. Răspunsul la aceste întrebări va fi nevoie să le găsiți în textul nostru de astăzi. După ce veți citi textul, vă propun să răspundem la întrebări. Avem mai multe întrebări, de aceea este nevoie de multă atenție. Prima întrebare este, ce avea femeia, o fiică sau un fecior? Găsiți răspunsurile date în textul vostru sau, dacă ați fost atenți, nu este nevoie să mai recitiți. De ce se pregăteau băiatul și fata? Pe cine a întâlnit băiatul în pădure? Ce voia să facă balaurul? Pe cine a chemat în ajutor băiatul? Ce i-a spus balaurului mama? Și de ce s-a minunat balaurul?
După ce veți găsi răspunsul la aceste întrebări, puteți să continuați să vizionați lecția. Deci, să verificăm. Ce avea femeia? Un băiat sau o fată? Femeia avea un băiat. Ea avea un fecior. De ce se pregăteau băiatul și fata? Băiatul și fata se pregăteau de nuntă. Pe cine a întâlnit băiatul în pădure? Băiatul a întâlnit un balaur. Ce voia să facă balaurul? Balaurul voia să mănânce băiatul. Pe cine a chemat în ajutor băiatul? Băiatul a chemat soarele, vântul și pământul. Ce i-a spus balaurului mama? Mama i-a spus: oprește-te! Tu vrei să mănânci băiatul, dar el e tânăr și are o viață înainte. Mai bine mănâncă-mă pe mine. Acesta a fost răspunsul mamei. De ce s-a minunat balaurul? Ce a spus el? Încă nu mi-au văzut ochii și nu mi-au auzit urechile una ca asta. Balaurul a spus că astăzi a aflat cât este de puternică dragostea de mamă. Eu sper că răspunsurile voastre coincid cu ale mele și împreună am făcut un lucru util. În continuare am să vă îndemn să exersați, să citiți textul pe roluri cu un coleg, cu un prieten sau cu cineva din familie și să fiți și voi în rolul băiatului sau balaurului. La fel, am să vă îndemn să alcătuiți un alt final al acestei povești. Poate aveți un final mai trist sau, dimpotrivă, mult mai fericit decât cel pe care l-ați aflat. La fel, am să vă îndemn să meditați asupra următoarelor adevăruri. Soarele îi încălzește pe toți. Vântul îi răcește pe toți. Pământul îi hrănește pe toți. Puteți sau fi de acord sau puteți nega aceste adevăruri și nu uitați să argumentați. De ce? Spre finalul lecției ajungem cu un bagaj de cunoștințe. Astăzi împreună la lecție am învățat cuvinte noi, am citit o poveste, am răspuns la întrebări, am reținut unele structuri gramaticale și am exersat în baza celor învățate. Eu mă bucur de faptul ce am făcut astăzi. De obicei, noi știm că soarele îi încălzește pe toți. Dar cum plecați voi astăzi de la lecție? Va zâmbi și soarele tuturor astăzi? Sau el este mâhnit pentru că nu ați înțeles totul? Este uimit de câtă informație este la lecția noastră? Sau este fericit că și voi ați reușit și ați înțeles totul? Astăzi noi cu voi am fost martorii faptului că cât de bine este să ai apropiați care te ajută întotdeauna. Am văzut că familia este cel mai sigur loc unde poți să te întorci întotdeauna. Copii, ajutați pe cei dragi și fiți întotdeauna alături. Vă doresc succes și o zi frumoasă!